Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit și în această zi cu un nou clip. În această zi cu un background mai puțin obișnuit pentru mine, cu grădina și cu găinile în spate. Vreau să fac un tur de grădină, pentru că știu că multe dintre voi sunteți gospodine și poate că aveți acasă grădini. Eu nu sunt specialistă în grădinărit, învăț așa de pe zi pe alta. Eu pentru sunt că tu ești? Pentru râme. Pentru râme, ok. Dar pentru că azi voi lucra în grădină, vreau să vă arăt cum arată grădina noastră și să îmi dați sfaturi, cele care vedeți greșeli, cele care credeți că am nevoie de sfat în privința asta, vi-l cer de data aceasta, așa că haideți să facem un tur de grădină. Aici sunt legumele pe care le-am cumpărat. Să vedem ce avem aici. Avem pătrunjel, avem coriandru, avem busuioc, avem câteva feluri sau soiuri de ardei, avem mărar, avem câteva, două feluri de salată, cred. Să vedem ce mai avem. Castraveți, unul sau două feluri. Avem zucchini, avem, cred că unul sau două feluri de zucchini, avem salată kale. Intenționez să le semăn una lângă alta, așa băgate una în alta, pentru că vreau să am așa o tufă mare de legume, nu puse prea separat. Și aici am o grămadă de ceapă, da? Ok, am aici o grămadă de ceapă, am aici niște ață ca să leg roșiile pe care nu le-am încă, nu le-am cumpărat, sau castraveții, mai bine zis. Și aici am și niște, aveam niște plicuri, am mai cumpărat niște flori, niște semințe, am cumpărat lavandă, lavender, lavanda cred că se spune, și mai ceva flori pe care vreau să le semăn în vaze din acele mari de flori. Am câteva feluri de flori, am aici iară salată, bineînțeles am iară dill, adică mărar și coriandru, pentru că unele din ierburile mele preferate. Ce ai găsit acolo? O râmă. O râmă? Da. De pescuit. Ești happy? Unde pui? Acolo e borcanul cu râme? Da. Ok, Zion, te rog, nu te șterge de pantalon, du-te înăuntru și spală mânuțele. Sau plănuiești să mai cauți râme? Da. Ok, Zion, hai un pic la mama. Te rog, mama, să nu pui mâna la gură, bine? Da. Asta e un vierme. Oh my goodness. Oh my goodness, aruncă-l. Ok. Știi cum îi spune la asta în română? Cum? Păpădie. În partea aceasta avem o mulțime de brăduți sau brăduleți, la care le merge destul de bine. Avem doar unul căruia nu merge prea bine, iar acesta probabil că îl vom returna și vom la altul. Aici avem, tot aici pe lângă brăduți, avem și niște pomișori. Geașa, tu știi ce pomi sunt aceștia? Ce pom e ăsta? Asta e cireș. Asta e cireș, ok, ăsta de aici? Și ăsta e cireș. Și ăsta e cireș, parcă au frunzele la fel? Nu, e alt soi de cireș. Oi, alt soi. Ok, ăsta e alt soi de cireș. Ok, se pare că îi merge destul de bine. Cred că e al treilea an de când îl avem. Pe toți, al treilea an. Cel mai micuț e părul. Acesta este părul. Dar anul acesta are destul de multe... Imediat! Are destul de multe flori. S-ar putea să fie prun. Sau cais. Unul din ele, unul din astea două. Dar acesta este mărul. Ai altă râmă? Da, uite. Ok, te rog să nu pui mâna la gură, bine? Căruia merge foarte bine, a făcut mereu și anul trecut. Și sperăm că anul acesta să facă chiar mai multe ouă. Aici avem un cireș, care a fost aici când am cumpărat casa, dar nu-și face meseria deloc. L-am și tăiat, am tăiat din el. Băieții au construit acolo un avion. Și deși înflorește în fiecare primăvară foarte fain, ne dă impresia că o să fie plin cu cireșe. Nu avem niciodată cireșe. Aici, lângă gardul vecinului, avem câteva vițe de vie. Diferite feluri de vițe de vie, cred. Nu sunt sigură. Tati a semănat-o. Astea două sunt încă în picioare, după cum vedeți. Dar am acolo, în partea cealaltă, trei vii care mi-au fost distruse de...
de o furtună. Sunt încă ok, va trebui numai să le ridicăm, să le legăm înapoi. Ce e ăla? Are nevoie de apă. Asta e lubenița, așa-i? E lubenița ta? Ok, așteaptă. Nu, încă trebuie să săpăm și să găsim un loc special pentru ea, bine? Zain, dacă o pui chiar aici, în mijloc, știi că aici vin găinile. Trebuie să găsim un loc ascuns, să nu o găsească găinile, ok? Aici avem un pom de... Cum îi spune la pomul ăsta? Liliac. Ok, liliac. Mircea mă tot amenință că îl taie, dar mie îmi place foarte mult. Ok, și aici mai avem o vie pe care am primit-o de la un nene, un român care stă pe aici pe lângă noi. E cea mai micuță dintre ele, dar sperăm să-și dea drumul. Și aici avem grădina. După cum vedeți, grădina mea nu este deloc aranjată, nu este îngrijită, pentru că nu mi-am făcut timp să am grijă de ea. Mai mult găinele au avut grijă de ea, după cum vedeți, sunt multe gropi. Pentru că găinele, le dăm drumul găinilor ziua și vin pe aici. Dar avem foarte multă ceapă și usturoi care a răsărit anul acesta. Și este din cauza că eu nu rup. Zain, vezi că scoți via? Nu. Din cauza că eu nu rup. Eu nu scot ceapa din rădăcină, rup doar frunzele. Și atunci răsare din nou. La fel și în partea aceasta. Avem câteva... Oh, ce caută vecinul ăla? Vecinul ăla la vecina aia. Probabil că s-au vorbit. Văd că și vecina e pe acolo. La fel și aici avem usturoi și ceapă, mai mult usturoi. Aici, acest gărduleț este de anul trecut l-a făcut tati pentru castraveți. După cum vedeți, și mi-am făcut timp să scot castraveții de anul trecut. Va trebui să-i scot și să pun alții. Și cam asta avem aici, avem pătrunjelul care a răsărit din nou și eu n-am știut că pătrunjelul iese. E foarte cald și frumos afară, așa-i? E perfect pentru plantat. Da, dar acum va trebui să scoatem toată iarba. Nu o să scot toată iarba astăzi, dar o să fac loc ca să plantez câteva din lucrurile pe care le-am cumpărat și cam asta este grădina noastră. Leuștealul, nu știu dacă vi l-am arătat, leuștealului merge foarte bine anul acesta, fiecare an merge tot mai bine. Mai am și în partea cealaltă o frunză, două. Oh, Zion, câte râme găsești? Îți place să te uiți la ele? Ce ai? Ce ți se pare interesant despre râme, Zion? Că se mișcă foarte weird. Că se mișcă foarte weird? Dar găina nu vede, trebuie numai să meargă după miros, cred că așa-i? Care e ochelarii aia. Vede? Da. Uite, mai găsit și ea una. Ok, după cum v-am spus, nu sunt mare grădinăreasă, dar vreau să vă arăt ce am reușit să facem astăzi. Se pune ploaia imediat. Am semănat aici, să vedem, am semănat zucchini, am semănat lubeniță, 3 Zion, 3 Joshua, am semănat câteva, poate vreo 10 salate, kale avem aici. O mulțime de ardei, niște pătrunjel, niște busuioc, niște mărar avem acolo. Nu știu dacă am semănat mărarul cum trebuie, cei care știți sau cele care știți, spuneți-mi. N-am putut să-l scot din cutie numai așa, n-am putut să-l separ prea mult, sper să fie ok. Aici mi-arată, nu știu ce mi-arată aici, nu prea înțeleg, dar sper că am făcut ce trebuia. Ardei iute, foarte mult ardei iute, niște ardei grași avem pe aici, ăștia. Am încercat să pun la fiecare eticheta să nu uit ce îi. Aici este usturoiul care îi minunat, crește minunat și acum o să-l luăm, să asemănăm altul locului. Hai, Zion, ai o praștie? Și ce faci cu ea? Omori păsări? Dai după păsări? Nu, face numai asta pentru fan. Pentru fan numai? Da, și uite, ale becul acolo. Wow! Da, am o întrebare. Ți-a plăcut să plantezi ceapă? Da. Da? Care a fost momentul tău favorit? Asta, meu. Asta? Ce e aia? Lubeniță. Lubeniță. Să sperăm că o să crească, așa e? Ca anul trecut n-am crescut. Hai mai aproape că nu te aud. Sesc. Mai zi o dată. Tot nu-mi amintesc. Cum adică? Tot nu știu cum se numește. O, nu-ți amintești, lubenița. Ok, și din coace, deci am săpat aici un pic, am dat cu grebla, nu mult. Aici va trebui să semănăm sau să plantăm castraveții. N-am mai avut timp să fac și asta astăzi, another day. Picat borcanul cu râme.
cred că sunt moarte. Avem aici găina șchioapă. Mulți dintre voi mi-ați spus în ultimul clip cu găinile că ar trebui să o tai. Vreau să vă spun că găina aceasta face câte două pe zi, așa că nu o tăiem, se pare că se bucură de viață. Găinușa și aici am făcut o parte mică, am ales așa o parte unde nu e nimica și am semănat aici cred că 100 de bucăți de ceapă, dacă nu mă înșel, am încercat să le seamăn una lângă alta, pentru că mă interesează verdele mai mult decât cei înăuntru. După cum vedeți, mai am și aici ceapă și aici a semănat zain ceapă. Partea asta cred că o a semănat și el sau a plantat câteva, poate 50 de bucăți. Acolo e ceapa ta, așa-i? Sperăm că o să crească. O altă râmă? Da. Mare, mică? Da.